Bun găsit, prieteni! Ultima clasată, Academica din Clinceni, singura echipă din Liga 1 fără victorie, joacă astăzi împotriva nou promovatei din Mioveni, care are un început de sezon neașteptat de bun, cu 9 puncte în primele 6 etape. Partida se dispută pe stadionul Dinamo, pentru că la Clinceni se repară suprafața de joc. Urmează 2 săptămâni de pauză pentru meciurile naționale, astfel încât să mai pot face ajustări. Important pentru echipa din Clinceni ar fi să câștige astăzi. Minge controlată de Omoc, cel care ieri a împlinit 30 de ani. Bolon aruncat spre Cioiu, steagul rămâne jos, este o ratare uriașă pe care s-ar putea să ajungă să o regrete echipa din Clinceni. Omoch dă la poartă, mingea lovește bara, Pârvulescu, Velios. Cunoaște bine acest stadion, an de zile a jucat pentru Dinamo. Este omul, un jucător exploziv, iată-l pe Omoch, țâșnind pe lângă balaur. Omoch, minge trimisă, perfect pentru șutul care înseamnă primul gol în Liga 1 a lui Denis Ventura. 1-0 Clinceniul, super acțiunea lui Omoch. 1-0, gol marcat de Denis Ventura. Cașini, Omoc, situație bună pentru Clinceni, Omoc, Omoc! Omul începutului de meci, Michael Omoc, dar aceasta este o ocazie imensă. A încercat să dea tare, sub bară. Balaur are dificultăți. Aruncă lung, Pârvulescu, o neînțelegere acolo între Ducan și Garuti. Ducan capa lui Velios, respinsă de același Ducan. Ieșire, totuși, cred greșită a portarului. Sau în orice caz a fost o lipsă de comunicare, iar Velios trebuie să facă 2-0. Iată aici momentul în care se cioise de Garuti, iar Velios este foarte aproape. Buziuc are emoții, este primul șut pe spațiul porții, are emoții Păun. Nu mi s-a părut că a apreciat prea bine traiectoria. A respins în ultima clipă o minge venită sub bar, este adevărat, dar pe centrul porții. Greșeală mare a lui Iutrici aici. Nu văd penaltiul. Sincer, eu nu văd contact. Sigur că rusul se vaită că a fost călcat. Buziuc, impecabil, este 1-1. Minutul 77, al doilea gol al lui Buziuc, în două etape consecutive. Ambele reușite din lovituri de la 11 metri. Se va discuta la emisiunile de analiză despre acest penalti. Probabil că a fost ceva acolo, mie, eu n-am văzut pereluri. Probabil că a fost călcat acolo rusul. Mie nu mi s-a părut un penalti evident. Centrarea lui Vanzo, minge la care intervine Scarlatache, pericolul nu este îndepărtat, gata, este penalti. Penalti clar, picior ridicat sus. Greșeală importantă făcută de Toma. E clar, nu, indiscutabil. Nu s-a informat Toma. Picior ridicat foarte sus. Cred că îl și atinge un pic acolo pe Goma. Penalti clar de această dată. Repet, penaltiul pe care l-a avut Miovenul nu mi s-a părut evident. Cașini apără fantastic. Fantastic, apără Ducan. Ratarea lui Cașini consolată de Ventura. Foarte bună parada, foarte bună. Repet, penaltiul nu a fost bătut chiar catastrofal.